S-au finalizat lucrările pe tronsonul de drum care leagă localitățile Malovăt și Marga, care acum este complet modernizat. Nu de mult acest drum era aproape impracticabil, însă în prezent cetățenii nu doar că beneficiază de condiții optime de trafic, ci și de construirea de rigole, podețe și accese la proprietăți. Tronsonul de drum are o suprafață de 21,350 km. Acesta îndeplinește cele mai înalte standarde datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, în ceea ce privește siguranța și optimizarea traficului rutier în județul nostru. Un drum foarte important pentru nordul județului. Într-adevăr, până acum 2 ani de zile, aici aveam un drum distrus, era dezastru, se circula foarte greu. Primisem nenumărate reclamații la Consiliul Județean cu privire la calitatea drumului, motiv pentru care am luat decizia împreună cu colegii mei, consilieri județeni și colegii din Consiliul Județean, să accesăm fonduri europene pentru reabilitarea acestui drum. Am obținut fonduri europene, am început chiar în octombrie 2020 efectiv lucrările la acest drum. Iată că în 2 ani de zile s-au realizat 21 de kilometri, 20 de kilometri de rigole și de șanțuri, avem aproape 5 kilometri de parapeți metalici, avem 10 de drumuri laterale. Avem în concluzie un drum modern de care se bucură locuitorii județului Mehedinți, mai ales cei care merg des către nordul județului. Iată că ceea ce acum câțiva ani de zile nu se credea că se va realiza, astăzi s-a realizat, în sensul că după ce comisia de recepție a venit pe acest drum în cursul zilelor de ieri și de astăzi, totul a fost în regulă. Astăzi am semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrării. De asemenea, senatorul PSD Liviu Mazilu a susținut mereu din Parlament investițiile importante și benefice, atât pentru mehedințeni cât și pentru mehedinți. Locuitorii din județul Mehedinți apreciază ceea ce a făcut președintele Consiliului Județean și echipa de la Consiliul Județean și pentru a fluidiza traficul spre nordul județului Mehedinți, în special pentru comunele beneficiare Malovăț, Bâlvănești, Godeanu, dar și pentru cei care utilizează acest drum, s-a apreciat acest lucru și să-l întrețină în măsura în care se poate, în sensul de a nu arunca gunoaie, în sensul de a păstra aceste frumoase stații de autobuz cu coșuri de gunoi, cu toate celelalte dotări pe care le are acest drum. Marca Aladin Georgescu, așa cum am obișnuit în județul Mehedinți, Consiliul Județean își face treaba pe drumurile județene. Ion Michescu, primarul comunei Malovăț, un gospodar implicat, a urmărit îndeaproape lucrările de reabilitare, iar acum la finalizarea acestora este mai mult decât încântat de această investiție, care îmbunătățește considerabil condițiile de trafic în comuna pe care o reprezintă. Drumul județean 670 deservește două sate componente ale comunei Malovăț, și anume satul Bârda și satul Bobaița. Oameni care zilnic fac naveta către Drobeta Turnul Severin, pentru că majoritatea lucrează în Drobeta Turnul Severin. După 2 ani de zile de la emiterea ordinului de începere, drumul este finalizat și chiar au oamenii condiții extraordinare și excepționale pentru a circula foarte bine pe acest drum. De asemenea, Sabina Gheorgheci, primarul comunei Godeanu, este mulțumită de realizarea acestei investiții, întrucât concetățenii săi pot beneficia acum de un drum reabilitat și modernizat la standarde înalte. Mă bucur că în sfârșit mergem pe un drum pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. În comuna Godeanu este vorba de 5 km de drum. Însă, ținând cont că atât angajații din cadrul primăriei Godeanu fac naveta de la Severin la Godeanu, pentru noi a fost o eficientizare absolută. Bucuros de finalizarea proiectului și de investiția făcută este și viceprimarul comunei Bâlvănești. Mulțumim foarte mult domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, pentru faptul că a reușit să fac acest drum, pentru că era foarte important. Era un drum cu probleme de zeci de ani de zile. Încântați de această investiție sunt și locuitorii din Izverna, iar administrația locală, prin primarul Marius Răiescu, a fost prezentă la recepția drumului Malovăț-Marga. În ultima perioadă, Consiliul Județean a făcut numeroase investiții în infrastructura din nordul județului Mehedinți. Condițiile de trafic erau extrem de grele înainte. Din fericire, acum circulăm în condiții civilizate, putem spune la standarde europene. Durata de execuție a tronsonului de drum a fost de 2 ani, termen pe care constructorii l-au respectat. S-a lucrat conform contractului 2 ani de zile. Practic sunt realizați cei 21 de kilometri și câteva sute de metri. Sunt executate undeva în jur de 550 de podețe acces la proprietăți, 27 de podețe
transversale, sunt 17.000 și vreo 800 de metri de rigolă triunghiulară, 1.700 de metri de șanț ramforsat, sunt realizați și vreo 4.700 de parapete metalice direcționale, sunt respectate în totalitate prescripțiile proiectului. Mai multe lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, Mehedințiul fiind un șantier în lucru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat o atenție sporită investițiilor de modernizare a infrastructurii rutiere, astfel încât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune condiții de trafic.